very good initiative from Romania to launch this idea of the new region cooperation, and next month we will come with a very important and ambitious proposal. Some of them I announced today for the first time here in Bucharest. Vreau de asemenea să-i mulțumesc domnului președinte pentru invitația de a participa la acest summit al Dunării. Cred că este o foarte bună inițiativă a României și vreau să vă anunț că în luna viitoare, în luna care urmează, vom elabora, vom publica niște propuneri, dintre care unele au fost deja menționate pentru prima oară în această zi. You have two questions. Having two questions, my recommendation is to be addressed to President Barroso because I will be here in the next days. President Barroso will not be anymore. Very kind. As usual. O întrebare pentru domnul Barroso în legătură cu aderarea României la spațiul Schengen. Aș vrea să vă întreb foarte exact, dacă România îndeplinește criteriile tehnice de aderare, credeți că este posibil ca în martie anul viitor România să adere într-adevăr la spațiul Schengen? Și vă întreb asta în condițiile în care se pare că există rezerva unor state care ar dori cuplarea criteriilor de aderare cu criteriile din mecanismul de cooperare și verificare pe justiție. Și aș vrea să vă întreb de asemenea dacă susțineți această poziție. A question for President Barroso concerning Romania's accession to the Schengen space. Mr. President, do you believe that if Romania meets indeed the technical criteria, will it be able to accede to the Schengen to join the Schengen space in March next year? And I'm asking this because I'm aware of the perspective, the point of view of several states which consider that the Schengen criteria should be coupled with the mechanism of cooperation and verification criteria. And another question is whether you support this view of the states. What? I can tell you the position of the European Commission, and it is very clear. There is no link, legal link, between the cooperation and verification mechanism and the process of Romania's accession to the Schengen zone. So that is why the position of the European Commission is the following. If Romania fulfills all the criteria to come in Schengen, it should be the case. At the same time, you said it, and I think it's true, that some member states are looking at it, in which way Romania is implementing the judicial reforms, because they consider this as an indication of the capacity also to implement afterwards Schengen. That's an important point, because in Schengen we need trust between the parties. So the parties must trust the legal system of other countries. And this is the point some countries are making. But this, as it is something that Romania has to work with those countries to reassure those countries that everything is ready to implement Schengen properly. The position of the Commission is very clear and unambiguously, if all the criteria are met, Romania should join Schengen, and there is no legal link between the CVM and accession to Schengen. The other issues are issues of trust between member states that they have to settle in the best possible spirit. Poziția Comisiei Europene este una foarte clară. Nu există nicio legătură din punct de vedere legal între mecanismul de cooperare și verificare și aderarea la spațiul Schengen. Poziția, cum am spus, este următoarea. Dacă toate criteriile tehnice vor fi îndeplinite, aderarea va avea loc. Desigur, după cum a spus și noastră, există anumite state care sunt de părere că există o legătură între mecanismul de cooperare și verificare, mai exact, între reformele juridice și aderarea la spațiul Schengen. În ce mod? Ele consideră că această capacitate a României de a implementa reformele juridice este un indicator al capacității de a implementa măsurile legate de spațiul Schengen, pentru că este vorba de încredere. Spațiul Schengen se referă la încredere.
și România va trebui să coopereze cu aceste state, să le convingă de faptul că este în măsură să devină un stat membru și dar cu privire la poziția Comisiei Europene, lucrurile sunt foarte clare. În măsura în care toate criteriile tehnice sunt îndeplinite, nu există nicio conexiune din punct de vedere legal între criteriile pentru mecanismul de cooperare și verificare și criteriile pentru spațiul Schengen. Mr. President, if you allow me to add only a few words. Even if the Commission is supporting the idea, the correct idea that the access on the Schengen space is a technical problem, we have to take into the consideration that the decision is taken on the Council. On the Council, all members are politicians. And the political decision will be added to the technical realities. For this reason, we have to push the mechanism and to fulfill our obligations inside of mechanism for cooperation and verification and justice. Aș dori să fac o precizare, chiar dacă poziția Comisiei Europene este cea care a fost menționată, faptul că nu există nicio legătură între cele două aspecte, între Schengen și mecanismul de cooperare și verificare, trebuie să luăm în considerare faptul că decizia privind această aderare la spațiul Schengen se ia în Consiliu. Toți membrii Consiliului sunt politicieni, astfel încât decizia va avea și un aspect politic, va fi dublată și de una politică, astfel încât trebuie să ne asigurăm că facem tot putință și că accelerăm măsurile legate de mecanismul de cooperare și verificare. Last question. Mr. President Barroso, Mr. President, I'm extremely kind with you, with me, because Romania and France have been criticized for not doing enough to integrate Roma minority. What do you expect from the two countries in this direction? Thank you. I think it's crucial that all countries that have a Roma minority, either originally or after that people of that minority come to another member state, do their best to integrate that very important European minority. It is very important to clarify the following. The integration of minorities, according to European Union law, is basically a national responsibility. It is not a European responsibility. It's basically a national responsibility. And that's why, of course, the member states have obligations, also considering the European treaties, the Charter of Fundamental Rights, to do their best to integrate all minorities. And what we can do is to use some instruments at European level to complement those efforts. And since the Roma minority is indeed the biggest European minority, because it is that community with the different aspects is in several member states, we, Commission, we are working. In fact, before the recent events, we have been already working with some strategy and funding to support the efforts of the member states. In the beginning of next year, we'll come with a reinforced action plan for this, based also on the experience of the recent months where some problems were highlighted. And I hope that that will be an important contribution to complement the efforts of our member states, because as we all know, the European Union is a space of freedom, democracy, rule of law, and a very important principle, the principle of non-discrimination, is sacred for European Union. And we have to implement it with, of course, objectivity all over the European Union. Thank you. Thank yes, you. Mr. President. Thank you. It's going this way. This way? Yes. Declarații ale președintelui Traian Băsescu și ale președintelui Comisiei Europene aflat în vizită la București cu ocazia summitului Dunării.
S-a discutat în principal, așa cum am văzut, despre integrarea României în spațiul Schengen. E o chestiune care depinde de încrederea statelor care deja sunt membre, spunea președintele Comisiei Europene, încrederea în a acorda acest statut și România, aderare care depinde exclusiv de îndeplinirea tuturor condițiilor. Câteva referiri făcute de președintele Comisiei Europene și la măsurile dure luate de guvernul României, măsuri de redresare economică, așa cum spunea Barroso. Fără aceste reforme, încrederea în România ar fi periclitată, iar țara nu va progresa din punct de vedere economic. Haideți să vedem scurte comentarii din partea invitaților, domnule Adrian Moraru. Prezența domnului Barroso la București, mesajele date sunt importante sau nu? Pentru viața noastră a românilor de zi cu zi, pentru, nu știu, oamenii care stau la cozi să ia ajutoare de la Uniunea Europeană, am văzut la Constanța, dar de ce nu și pentru partidele politice? Bine, primul comentariu este, cum să spun, îmi vine să desfid comentatorii isterici care spun că România și trebuie băsesc pe izolat și că nu ne vizitează nimeni și că, cum să spun, am devenit așa, de o țară de evitat. Asta în primul rând. Când mai auziți asemenea comentatori care spun că suntem președintele în mod deosebit este nefrecventabil de nimeni, uite că nu e chiar așa. Doi la mână, da, avem o problemă, cum ați văzut, și probleme pe partea cu Schengen și pe partea cu accesul fonduri, accesarea fondurilor. Mie asta mi se pare, până la urmă, lucru mai grav. Partea cu Schengen, cum să spun, e un lucru important, este o ambiție și, cum să spun, un proiect care a fost mult mai mult asociat cu domnul Blaga și a dorit să facă lucrul ăsta, dar să știți că